Mai la șoferi, ne va regăsi la un nou episod. Așa cum probabil vă era dor de un supercar italienesc, am adus astăzi un Lamborghini Aventador S. S în coadă, ceea ce înseamnă cu 40 de cai mai mult, și anume 740 de cai putere dintr-un motor V12 de 6,5 litri aspirat, ceea ce în ziua de azi este mai rar. De ce? Pentru că suntem în era mașinilor turbo. Da? După cum știți, este flagship-ul celor de la Lamborghini, adică orice Lamborghini cu motor V12 trebuie să vină automat cu uși Lambodors, binecunoscutele lor uși, adică alea în sus, cum spunem noi. 4x4, bineînțeles. Mașină, după părerea mea, spectaculoasă, care sună într-un mare fel. Și care dă niște pop-up-uri în orice mod ar fi. Bun, hai să vorbim puțin despre mașină. În primul și în primul rând, este o mașină concepută cu ajutorul celor de la Audi, bineînțeles. Acest instrumentar de vârf este foarte cunoscut de la mașinile Audi. S-o luăm, aici avem geamurile, da? Aici avem liftul pe față, în care mașina se ridică de bot, să putem urca niște borduri sau să coborâm pe anumite drumuri mai nasoale. Senzorii de parcare, da? Navigația aici cu controlul climatronicului, bineînțeles. Și aici avem modurile manual, marșalier, pentru că există de când buton. Da? Aici este geamul din spate. Mirrorul, pardon, l-am ridicat acum, scuzați-mă. Și modurile de condus. Noi acum suntem pe Corsa, da? Haideți să vedeți ce înseamnă Corsa. Gândiți-vă că mașina are 10.000 de ture în bord. 10.000 de turații. E... wow. Senzația la volan, totul este magnific. Mașina este foarte lată. Foarte lată. Poziția la volan este, după părerea mea, extrem de comodă. Mă așteptam, vă spun sincer. Într-adevăr, este puțin... bine, este și pe un drum puțin mai bumpy așa, dar... e destul de rigidă mașina, bine, suntem și în modul Corsa, mașina practic stă lipită de asfalt, de uitați. Hai de capul meu, cum poate să facă mașina asta? Și acum o să-i dăm puțin să vă țineți puțin bine. Da. Deci, haideți să vă arăt cum vede șoferul bordul de Lamborghini. Așa îl vede. Wow, deci pop-up-urile acelea sunt senzaționale. Încă un lucru interesant să vă spun la mașină. După cum știți, tot ce ține de motoarele V12, tot ce ține de motoarele V12 la Lamborghini, vin automat montate în spate. Ei bine, pe fiecare motor V12 o să vedeți că scrie ordine de ascensiune. Adică, și acolo sunt niște cifre trecute, unii spun alandala, fără nicio noimă, da? Sunt de la 1 la 12, de exemplu. Ei, ele reprezintă ordinea de aprindere a pistoanelor. Dacă vrei să vezi cum funcționează ordinea de aprindere a unui Aventador, te uiți pe spate. Și acolo vei vedea exact cum se aprind pistoanele, da? Cum funcționează ele. Wow, și mașina este senzațională. De Lamborghini Aventador, simple ca să spun așa, adică S. După care a venit versiunea SV, care este un model puțin mai hardcore, să spun așa, adică aici nu mai ai mânere, nu mai ai atât de mult confort la interior, mai mult carbon,
mai un fel de track focus car. După care acum în ultimul an a apărut versiunea SVJ. Da? Ultima versiunea lui. Da, din nou poliția română este cu noi aici. Sistemalizăm, ne ia. Wow, deci mașina stă ca un cart pe șosea. Poți să-i, probabil că poți să iau senzor și cred că și poți să-i kilometri la oră, n-am. Bineînțeles, la interior ai tot luxul de care ai nevoie, fără nicio... Mașina este, după părerea mea, completă. Adică, te poți duce la plimbare, da? Este noi acum, cât de bine îmbrăcați, la o cămașă, ieși în oraș cu o fată, după care te poți duce, de ce nu, la circuit cu ea. Și mașina se va, tot timpul nu te vei face de râs cu această mașină, oriunde ai fi. Este o mașină care, în ciuda câteva ani de când a apărut, prețul ei nu a scăzut deloc. Chiar la unele modele a crescut acest preț. Este într-adevăr are launch control. Mă bucur enorm de mult, că am avut ocazia să vă prezint mașina asta. Țineam de foarte mult timp să aducem un V12, un Lamborghini V12 pe canal. Am avut V10 de Huracanul performante, am avut Urus, am avut aproape tot ce se poate de la Lamborghini, afară de un Aventador. Mașina merită cu siguranță toți banii posibili, chiar dacă este undeva la 400.000 de euro un Aventador S, în condiții cât de cât bune și cu puțin kilometri cum are ăsta. Dar știi cum e? Plăcerea are un cost. Nu ai cum să ai o Lamborghini Aventador pe bani de nimic. Și din păcate, nu multă lume își permite un Lamborghini Aventador, încearcă să-l cumpere ca să-ți întrețină cum trebuie, pentru că este foarte, foarte scump. Mulțumesc încă o dată proprietarului care m-a ajutat încă o dată cu o mașină. Sperăm ca data viitoare, când își va achiziționa o nouă mașină, să avem din nou acces. Până data viitoare, vă spun la revedere!